Bună dimineața din Poiana Brașov. Eu am dormit la mine, în Poiana. Am dormit foarte, foarte bine. Aerul ăsta de munte este incredibil pentru somn și liniștea asta. Azi noapte totuși am primit o avertizare de urs. Da, ce să faci, este munte. Aici este habitatul lui natural. I-am venit la o plimbare acum dimineață până la izvor. Să vedem dacă izvorul are apă, ar trebui să aibă. Aici șantieră în lucru, nu era. Ce-or face? Ia să vedem ce fac ăștia aici. Traseu ciclist montan. Pe aici. Apar nou. Pe aici. Ia uitați ce peisaje. Ah, deja se aude izvorul. Mi-am luat și o sticlă. Apa mai bună ca aici nu o să găsiți. Izvorul ăsta este întotdeauna vizitată de localnici și din Brașov vin mulți care știu. Este o apă extraordinară. Uite, și vară și iarnă el curge. Foarte rar am întâlnit, cred că o dată sau de două ori, să fie secat. Ori a înghețat, ori era secetă. Asta mă întâmplă și eu. Ia. Oh, nemaipomenit este. Nemaipomenit. Cei din Brașov care vin aici vin cu bidoane din acele mari de 5 litri, de 7 litri cu bagajul plin și iau apă pentru o lună. De aici o să merg către predeal și astăzi vizităm predealul. Cobor spre casă, iau mașina și mergem la predeal. Ce liniște, ce frumusețe! Sper că acel traseu de biciclete să nu strice această liniște. Am plecat spre predeal. Prima oprire este la mănăstirea Predeal, pentru că este deschisă la prima oră. Și după mergem la canionul 7 scări. Nu am fost niciodată și vreau să ajung de mult. Las așa puțin telefonul să filmeze, să vedeți cum arată pădurea toamna în Poiana Brașov. Minunat! Am oprit puțin pe drumul înspre Râșnov să vă arăt pădurea. Acolo se vede și luna. Ia, mai aproape. Uitați ce frumos răsare soarele pe acel munte. Sunt cam 6 grade acum, dar ceva mai devreme, într-o poieniță, totul era alb pe jos, ca o brumă.
Vino, coace. Vino aici, mă, frumosule. Nu știam cine mă cheamă de sub mașină. Eu am ajuns la mănăstirea Predeal. Este chiar aici. Dar se pare că este închis. Imediat verific și povestim. După ce îl mângâi pe frumosul ăsta. Mă... Vi la Constanța? Nu te iau. Ai și tu stăpân bune aici. Ce coadă are. Mă, tu ești veveriță, mă? Uite așa mă strigat de sub mașină. Da. Mănăstirea Predeal este o mănăstire de maici ortodoxă din România, situată în orașul Predeal, ce poartă hramul Sfântul Mare Ierarh Nicolae, ce se prăznuiește în fiecare an la data de 6 decembrie. Mănăstirea este datată încă din anul 1744 și în ciuda vechimii sale nu este la fel de cunoscută pe cum ce alte mănăstiri de pe Valea Prahovei, Caraiman, Sinaia, Cornu sau Schitul Sfânta Ana. Din păcate este închis, cu toate programul de vizită este între 8 și 17 și aici zice să nu facem fotografii în biserică. N-ai voie să filmezi, n-ai voie cu telefon. Așa că o să respectăm regulile locului și încerc să filmez de la exterior și de aici mergem mai departe. Nu mai scap de mătanul ăsta frumos. Da, măi. Și de aici se vede crucea de pe Caraiman. Ah, aia nu-i crucea. De aici o să merg către canionul 7 scări. Este mai frig în Predeal, sunt 2 grade la ora asta. Canionul 7 scări este mai degrabă aproape de Brașov decât de Predeal. Sunt cam 15 km de la Predeal. Se face pe un drum, ultimul kilometru este așa drumul, chiar și mai rău. Aici văd o barieră. Am uitat pe internet, aici nu este internet, deloc, zero, că programul este de la ora 10. Dar totuși este ceva în aer liber, de ce ar trebui să fie și aici program? Na. Mai aștept dacă nu se poate. Am fost întâmpinat de un câine mare, uitați-l acolo, foarte blând, foarte simpatic. Ceva locuri de cazare aici, faine, cu teren de tenis. Trece și un râu pe aici. Am văzut la fel foarte, foarte, foarte multe gunoaie. Uitați, cauciuc de tractor, lampă stradală și ce au fiecare prin buzunar, doze, peturi, toate nenorocirile. Hai să vedem când putem să intrăm și cum ajungem la canion. Undeva acolo scrie nu intrați, proprietate privată, toată poiana. Păi și eu cum ajung la canion?
Nu există niciun indicator sau marcaj care să-ți indice traseul. Eu mă iau după acest pârâu. El ar trebui să mă ducă la canion și la cascadele de acolo. Ia, ce zice aici? Atenție! Zona protecție. Dar cu regim sever. Cum regim sever aici. Și cu sârmă ghimpată. Am înțeles. Bă, nimic nu te încurajează să vizitezi aceste locuri. Numai atenție și nu mai interzis niciun indicator. Uf, poate mă mănâncă urfeci. Dacă nu iau bătaie de la proprietarul locului. Încă un indicator, nu intrați. Proprietate privată, toată poiana. Este incredibil. Și care e toată poiana? Unde de poiana? După alte două indicatoare mai mari, că este proprietate privată, mă întorc. Cum se vizitează acel loc? O să întreb pe cineva dacă există alt drum de acces. Plec de aici, nu am găsit pe nimeni să întreb dacă există alt drum de acces. E o intersecție undeva mai în față, cam la un kilometru. O să încerc și pe acolo. Până acum, în predeal, n-am putut să vizitez nimic. Mănăstirea era închisă. Aici e proprietate privată. Uf, România. Am găsit un alt drum de acces, dar pe drum. Uitați, două mașini m-au întrebat, pentru că GPS-ul te duce pe unde am fost eu prima dată. I-am întors din drum, le-am făcut flash-uri și le-am spus că pe acolo nu se poate intra. Hai să vedem dacă pe aici. Văd cafe bar, terasa, 7 scări, nu găsesc să parchez, uitați. Au pus pietre de-astea. Bine, drumul este îngrozitor. Este îngrozitor. Trebuie să ai mașină înaltă să ajungi aici. Au pus și pietre de-astea să nu poți să parchezi. Domnii aceștia sunt cei dintr-o mașină. Am două mașini, am întors din drum. Hai să vedem dacă pe aici se poate intra. Spre canionul 7 scări. 40 de minute. Aici în stânga, nu cred că se vede, bate soare chiar în față. Sunt ceva tiroliene pentru copii. Sunt în spatele meu ceva copii, vreo două familii, dar copiii grăsuți, să nu zic că mai mult, spre obezi. Aveau fiecare pungi cu chipsuri, croasante, și doar ce au terminat punga cu chipsuri, au la părinți multe rezerve de croasante
și-a aruncat punga de cipsuri pe jos, chiar în fața mea. Nu vreau să mă enervez, să comentez, dar părinții sunt de vină. Asta este educația care le ofer. Ei sunt viitorii macaci. Pare rău să spun asta despre ceva copii, dar sunt indignat. M-am enervat iar. Traseul este superb pe aici. Cum o să arunci punga de cipsuri pe jos și părintele să nu zică nimic? Ba să-i încurajeze, să râdă. Imediat l-au scos din rucsac cât un croissant. Vă dați seama că asta nu e mâncare pentru ei. Ei trebuie după aia să se pună la masă, să mănânce 3-4 feluri de mâncare. Săraci copii. Of, sunt rău, așa este. Uitați cum pleacă tot felul de tiroliene. Pe acolo văd ceva scări. Da, interesant. Dar nu e pentru copii, că m-aș lua și eu. Sau cel puțin așa scria. Traseul este superb, dar acum este numai la deal. Te solicită ceva. Dar după fiecare deal este și o vale, nu? După fiecare nor este soarele. I-am depășit pe toți că merg mai repede. Superb acest loc. Mi-a trecut supărarea. Aparține de comuna Săcele. Vânzi este mult mai aproape de Brașov decât de Predeal. Mi s-a părut că acea buturgă e urs. Să vedeți ce viteză prindeam eu la vale. Am rucsac în spate cu toporișcă, cuțit. Am morișcă din aceea care să sperie ursul. Am spray paralizant, dar până scoteam eu ceva de din rucsac, cel mai sănătos era să fug. Aolea. După 20 de minute, dar sigur ceilalți fac 30, loc de popas, valea și paia. Iar aici este ca o cabană cu ceva băncuțe, unde poți să te odihnești. Săcele. Canionul 7 scări. Tiroliana 7 scări. Ce bun ar fi o tiroliană la întoarcere. Hai, tot înainte. Acum pe unde? Stânga sau dreapta? Din ce în ce, drumul este și mai abrupt. Nu știu dacă se pe telefon. Vai de mine. Am dat tochitura de ieri. Jos deja și ciorba. Din ce în ce mai abrupt este. Niște cațări. Da, avem. Hai. Încă un loc de popas. Cascada cu apă vie. Cred că banca e de acolo.
să avem grijă la urși. Aolea. Ia uitați, iar ce urcare. Poți să stai acolo, să te odihnești și să te uiți la cascadă, la apă. Poate la următorul. Este superb locul acesta. Trebuie neapărat să veniți. Din rău în mai rău. Încă un loc de popas, luminișul însorit. Treci pe aici pe podeț și acolo e o bancă. Vedeți? Hai, poate la următorul. Deja până aici am făcut 30 de minute. Păcat că nu am măsurat altitudinea, dar am urcat în continuu până aici. Opa! Ia uite ce pe aici. Aolea! Aici face alpinism. Gata. Cash. 20 de lei pentru adulți, 10 pentru copii. Acum, tot înainte. Aolea. Două, trei minute spre canion. Nu vin să cred. Hai. Să nu vă așteptați să faceți mai puțin de oră, nici dacă vă mergeți ca mine fără oprire. Oh, ce fain e aici. La întoarce o să fie mult mai ușor, să fie doar la vale. Nu staționați mai mult decât este necesar. Aici e un loc unde să te odihnești. Wow! Ce frumusețe! O să urc și acolo sus. Hai, zice, cabana, 7 scări. Îi fi ajuns? Văd și o mașină acolo. Dar pe unde a luat-o? Ce nu mi-a zis și mie? Haide. Deci curge apa. Opa.
Ce fain e acolo, ca o cascadă. De sus este apa din munte. Aici s-o opresc puțin telefonul, n-am cum să urc cu o singură mână. E pur și simplu verticală scara. Este foarte, foarte frig aici. Cred că sunt 0 grade. Aoleu! Într-adevăr, 7 scări. Ia uitați cât am de urcat. Până acum 2 scări. Oh, aici se și străpește. După ce că e frig, se și străpește aici. E ca un duș cu apă rece. Hai de mine. Asta a fost cea mai grea scară. Vedeți, este verticală. Iar acolo jos se stropește. Sunt tot. Uitați ce adâncime. Hai de mine. M-au dat tot. Asta a fost a treia scară, cea mai grea. Nu mă așteptam așa ceva. Să știți că este destul de greu acest traseu. Eu nu sunt mare alpinist, dar pentru mine ăsta e cel mai greu traseu pe care am făcut vreodată. Hai, mai avem. Gata, așa, a patra scară. Asta a fost cea mai ușoară, cea mai mică. E un frig aici, nu vă imaginați. Și sunt tot. Mai avem 3 scări, cred. Să încerc o mână. Aolea! Mai e cineva aici. Super vlog. Asta nu pot să urc o mână. Aia ar fi a 7-a scară. Să fie aia ultima. Când ajung sus, o să mă dezbrac de ce am pe mine la pielea goală. Doar bluzele. N-am o bluză în rucsac și o să pun pe aia. Am făcut duș cu apă la 0 grade. Dar locul e superb. Acum, cum ajung la scară? Hai să vedem. Aici chiar că este echipament de alpinist. Dar să mă țin de bara aia. Asta a fost a 7-a scară.
Au mințit ăștia. Văd că continuă. Aole. Aia nu mai e scară, e și mai rău. Din rău mai rău e aici. Cu tot cu canion, sigur, sigur, o să vă ia 4 ore dus-întors, dacă nu 5. Să vedeți ce foame mi se face după. Iar urc. În continuă urci. Acum pe unde? Ai senzația că nu se mai termină. Și aici? E blocat. Cred că vezi sub gard. Ce ce aici? Traseu de ocolire. 25-30 de metri. Aole. Și alt traseu. Domnul de unde am luat biletul mi-a zis să la întoarce să urmăresc Bulina Roșie. Și mă duce înapoi acolo, la casa de bilete. Da, și pe aici, tot orice. Ăsta-i traseu? Opa! Și Bulina Roșie. Acum trebuie să traversez râul. Hai să vedem pe unde. Pe aici. Da. Cred că cel puțin jumătate de rămâne de urcat. Nu mai pot. Acum pare și mai greu. Odată că ești foarte obosit și uitați cât de abrupt este. Și te cați pe pietre și pe perărăcinile pomilor. Pe unde Bulina Roșie, pe acolo trebuie. Ultima parte este și cea mai grea. Pur și simplu te faci alpiniste cațe cu mâine și cu picioarele. Să chem salvamontul. Să vină smurdul. Să mă salveze cineva. Asta nu e canionul 7 scări. Canionul mor sigur. 1000 de calorii. Dar de ce trecem până în vârful muntelui? Ca să te întorci. Încă 15 minute, zicea. Oh, salvamont, ia să sun. Până la cabană, la bilete. Na, că m-am și rătăcit. Asta este ultima Bulina Roșie. Acolo e săgeată roșie care zice să te întorci. M-am uitat bine încolo, aici o potecă care se înfundă, așa.
Și nicăieri o altă potecă și nicăieri o altă bulină roșie. Ce fac acum? Mă întorc pe unde am venit? Am găsit traseul. I-am încurcat traseul și am fost până în vârful muntelui, până la Piatra Mare. Uitați aici la o răscruce. Arată bulina roșie. La stânga, stați să vă arăt. Așa. Dar eu m-am luat pe bulina roșie în sus. Și am urcat mult, 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 până în vârful muntelui. Uf. La omul sărac nici băi nu-i trag. Uite, m-au ajuns familiile cu copii. Eu încă o oră am urcat și am coborât. Dacă știam că e pe aici, ce bine era. Acolo este intrarea în canion. Iar ăsta este drumul de întoarcere. Mult mai ușor. Mergi ca pe bulevard acum. Cam o oră am până la mașină. Nu mai am mult până la mașină, cred că un sfert de oră. Dar toată lumea care urcă, și n-au fost puțini, am văzut și grupuri mari de copii, de 50-100 de copii. Toată lumea mă întreabă dacă mai e mult și dacă e mai greu de atât. Le-am zis că asta e partea ușoară. N-am vrut să-i încurajez. Și toți erau speriați. Am văzut oameni cu copii mici și i-am sfătuit că n-o să poată să urce acele trepte cu copii de 3-4 ani. Uite. La fel vă sfătuiesc. Luați-o pe albia râului. Este mult mai lin drumul. Pe acolo, uitați, urci în continuu și cobori. Dar mai mult urci. E foarte, foarte abrupt. Luați-o pe aici. Eu mai am puțin până la mașină. Mă simt acum, am o energie debordantă. La dus este mai greu, la întoarcere este chiar plăcut. Durează totul cam 3 ore dacă nu te oprești. 40 de minute niciodată, doar dacă alergi, doar dus. Și n-ai cum să alergi. Eu acum trebuie să mă întorc în predeal și să mănânc undeva. Dar sunt transpirat, sunt ud, sunt murdar. Cred că nu o să mă primească în niciun restaurant. Așa că o să mă duc în la Brașov. Eu o să mănânc undeva pe seară. O să postez într-un alt clip ce am mâncat eu în Brașov. Sau în Păiană. Ce să zic, merită acest traseu. Este cel mai frumos, dar și cel mai greu traseu pe care am fost eu. Am prins și o zi superbă de toamnă. Nu vă sătuiți să veniți aici cu copii mici. O să vă ia taxa de copil, dar copilul nu o să poată să urce acele scări. Sunt ude, sunt abrupte și este chiar periculos pentru un copil. Ce să zic, atât pe ziua de astăzi. În predeal nu prea am ce să vă mai arăt. Sunt drumeții, poți face drumeții prin pădure, iar am să mergi la schi. Sunt restaurante, te poți odihni, dar așa obiective turistice cu nume nu prea sunt. Și canionul 7 scări îmi indica că este în predeal, dar de fapt este aparține de Săcele, este mult mai aproape de Brașov. Eu vă mulțumesc, vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura. Ne vedem mâine.